Astăzi, rețetă ucrainească. Ținem și noi, susținem și noi cât putem, măcar cât de cât vecinii noștri. Pentru mulți dintre voi o să fie așa o amintire din copilărie, că mulți o mănâncă de ăștia over 40. Să mânca, nu înainte prin cantine, nu? Dar pentru urmăritorii din România, poate să fie o rețetă nouă care, părerea mea, cu siguranță trebuie încercată și gustată, că e foarte, foarte bună. Iarăși, nu este o rețetă lejeră, dar merită de încercat. De obicei, se asociază cu un piureu din cartof, da? Pârjoală cu cartof. Și noi o să repetăm rețeta clasică. Cotleta po-kievski, așa e rețeta, e pârjoala a la Kiev. Gualtiero Marchese, tata bucătăriei inovative, așa să spunem, tot în restaurantul lui a prezentat cumva pârjoala a la Kiev și a avut succes. Diferența principală între pârjoala clasică și pârjoala a la Kiev, că pârjoala a la Kiev nu conține carne tocată. Ierburile aromatice clasice care se folosesc în aromatiza untul e petrunjel și mărar. Da, eu am să-i adaug și un pic de rozmarin și un pic de ceapă verde și un pic de usturoi. Să o facem mai interesant. Aromatizăm frumos untișorul nostru cu ierburi aromatice. Unu. Așa, acum trebuie să facem un salam lunguieț. Pepe, am să te rog să-l bagi în congelator, te rog frumos. Punem cartofii la fiert pentru pireul nostru de cartof. Un pic de sare, piept de pui. Rețeta clasică, rețeta originală, presupune că pieptul de pui trebuie să fie lipită și partea de la aripă, știi, să vadă așa ca o pulpă. Foarte important să batem puiul, dar să nu rupem. Ca atare e greșit ceea ce fac eu. Trebuiește un ciocan neted, da? Ca să nu formăm partea asta de la pui. Uite că așa e. Subțire, nu e ca așa, e 2 mm. Trebuie foarte, foarte delicat. Păstrăm structura puiului. A? Uite așa, stăruiți-vă puiul să fie întreg, cât mai întreg posibil. Așa, important, sare, piper, tăiem în jumate și avem nevoie sau învălucim. Foarte important să acoperim untul cât mai posibil. Așa e pârjoala a la Kiev, băieți. Foarte important că toată treaba asta trebuie depusă la congelator pe vreo 10-15 minute. Cât puiul nostru drag se răcește, gătim pe smeț. Mai avem nevoie și de făină. Și mai trecem odată pe făină. Acum apim pe smeț. Și mai dăm odată pe ouă. Desfacem piureul între timp, nu știți de ce zbăr. Sare pe porul. E un po' de burro. Mi dai, per favore, un po' de burro stabilizat, o grație. De congelator, șemo. Alu! Nu tare, tare, tare la maxim, că dacă nu, asarde și înăuntru să fie crud. Ceea că așa punem un pic de unt din acesta stabilizat, cum te îi place și spui. O facem așa, a la CSSR. Lai, la, lai, la, lai, foc dulce și nu ne grăbim, da? Avem nevoie să le prăjim pe o parte, îmi pare că începe ieși untul. Foarte periculoasă treaba asta. La, lai. Iese untul, vezi? N-am știut că așa zice. O variantă, dacă vă dați seama că le-ați prăjit prea tare pe din afară și înăuntru încă scrude, da? Le aruncați în cuptor. Puneți cuptorul la 180 de grade, pe vreo 7-8 minute e suficient, da? Dacă nu, ia ca așa ușor. Vedeți, eu am văzut că uleiul meu e fierbinte, da? L-am stins, deoarece știu că are căldură și încet, încet mărcițile coc mai departe. Între timp, dacă vă plictisiți, găsiți o farfurică. Give me please one plate. Oh, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay. Put here, on the desk. Așa ia o farfurică, o lingură generoasă de pireu. La la, se seamănă foarte mult cu arancino. Arată, da?
Bine v-ați întors acum 20 de ani în urmă. Mamă, că precestă cum arată, uite la densa. E crudă, e crudă, nu mai este crudă, uite cum arată. Maică precestă. Maică precestă. Gustăm? Da, normal. Asta e fantastic de gustos, ingrediente așa de simple, dar pur și simplu. Bombă! La gust. Pireu ca pireu. Și pot să vă spun. Ne vedem weekendul viitor și, bineînțeles, cu așa rețetă, slavă Ucrainei!